Totuși că tocmai pe asta se bazează. Din discursul lui Gaddafi am reținut doar partea în care spunea că nu sunteți pregătiți pentru un război de lungă durată. Dar nimeni și că sunteți slabi. Păi, tocmai mandatul fiind unul de scurtă foarte durată și foarte limitat. El știe foarte clar că nu vor reuși forțele internaționale să rezolve problema în Libia într-un timp foarte scurt și printr-un atac foarte rapid de doar câteva zile. Și a dat exemplul din Afganistan, a dat exemplul din Irak. Prin urmare, se bazează pe un război de lungă durată, știind că națiunile europene și comunitatea internațională este slăbită de criza economică și un război lung, de lungă durată, ar fi un lux pe care nimeni nu și-l permite în acest moment. Deci, prin urmare, cred că strategia lui Gaddafi este aceea de a lungi cât mai mult acest război, astfel încât să se creeze multe nemulțumiri, inclusiv în rândul popoarelor care sunt angrenate în războiul. Sincer să fiu, eu nu sunt îngrijorat de soarta lui Gaddafi. După părerea mea, ea este hotărâtă. Va fi peste o zi, două sau peste două săptămâni. E același lucru. Ce mă îngrijorează pe mine va fi era post-Gaddafi. Ce se va întâmpla acolo? Acești insurgenți care au o pregătire militară din ce în ce mai bună cu fiecare zi care va trece, vor dori să pună mâna pe putere. Cine va ajunge să conducă Libia? Care va fi influența acelor frății musulmane în viitoarea conducere? Dar până acolo un atac doar aerian nu va rezolva problema Libiei. Nu, dar deci se va rezolva în interior. Eu sunt mai sceptic. Franța este în acest război oprită Statele Unite ale Americii, pentru că francezii au venit cu 20 de avioane care au survolat zona, nu știm cât au bombardat, cât n-au bombardat. Fotografie, probabil, sau dar 110 de rachete trase într-o seară înseamnă aproape 200 de milioane de dolari, deci un efort foarte mare. Da. Pe de altă parte, este vorba de filozofia Statelor Unite. Avem acum o conducere democratică, democrată, nu republicană. Întotdeauna democrații au fost împotriva expansiunii militare, republicanii sunt cei mai războinici și atunci pe Obama nu-l avantajează foarte mult acest război. Da, văd că declarațiile belicoase ale lui. Franța a încercat să arate că ea este conducătorul acestei organizații internaționale și a avut grijă să-și asigure spatele în multe rânduri. În primul rând, sprijinul țărilor arabe. Mai ales pentru a nu transforma într-un război religios, cum încearcă Gaddafi. Ca de faptul că Ministerul de Externe nu știe exact dacă avem români acolo sau nu avem români. Dar nu e asta vorba, nici măcar n-are poziție oficială în momentul ăsta România. Eu vă spun că am discutat cu ambasadori din alte state, fiind în Parlamentul European, automat când vine o problemă legată de un anumit stat, ne caută ambasadorii statelor respective. Orice cetățean care se află în afara țării, este cetățeanul țării respective și știu foarte clar unde muncește, ce face. Este treaba ambasadei de acolo sau a consulatului să știe ce face omul ăla, dacă are cu ce trăi, dacă are probleme. Îl contactează permanent, pentru că România nu are comunități foarte mari, decât cu câteva excepții. Și atunci, dacă sunt comunități mici, este obligația ambasadorului și ambasadei de acolo să știe ce fac cetățenii. Bine, astfel de oameni, dacă fac astfel de lucruri, nu sunt în evidență. Dar legat de zahărul foarte ieftin și de cât de bine trăiau libanezii acum câțiva ani de zile. Libienii, scuzați. Vreau să spun că toate regimurile dictatoriale au o perioadă în care dau populației absolut tot. Dacă analizăm istoria, veți vedea că inclusiv regimul Ceaușescu. Ne aducem aminte de anii 70, când nu era tot. Nu, pe o perioadă, la început, când totul era foarte bine, toată lumea se aminte cu bucurie. După aceea, spre sfârșit, poate este un factor psihologic, poate este un sistem economic care nu funcționează pe termen lung. Asta putea fi interesant, că dacă regimul e sprijinit și oamenii scoți în stradă, așa cum spun foarte mulți rezidenți libieni în România, scoți în stradă regizat, cum erau ieri pe televiziunea libiană, națională libiană, în jurul lui cascuturi umane sau habar n-am. Eu nu cred că au ieșit oamenii în stradă de bine. Pe de altă parte, declarațiile televiziunii sunt contradictorii și nu pot fi luate foarte serios în calcul. Vă aduc aminte declarația fiului lui Gaddafi, care spunea că e toată lumea fericită și că de fapt este pace, că nu este război absolut deloc acolo. Televiziunea manipulează, bineînțeles. Este televiziunea aservită dictatorului și sunt declarații pe care nu putem să le luăm foarte în serios. Evident că cei care au luat-o statici în port sunt din trupele dictatorului, face parte din logica de război. Atâta timp cât declară război, te aștepți să ți se ia oameni ostatici.
Se exprimase un oficial american că nu vorbim de săptămâni, vorbim doar de zile. O să vedem câte zile, deocamdată mi se pare așa, exact, o adunătură de țări foarte multe, cu fiecare cu un avion, da, loc de acolo un avion, că și asta poate probabil mai greu, domnul Dobrițoiu, să aduci foarte multe state la un loc dacă n-a avut loc o pregătire prealabilă ca să faci un comandament unit, și asta pentru că nu e vorba de NATO, e vorba de niște țări, e o acțiune de voință a unor țări care s-au aliat. Eu zic că pregătirea a fost făcută înainte, se aștepta de mult intervenția militară în Libia, era o soluție, noi am avut o rezoluție în Parlamentul European acum 10 zile, în care printre multe alte puncte care țin de aspecte umanitare, de cei 200.000 de refugiați care au plecat din Libia, se discuta la un anumit punct clar de intervenția militară în Libia. Deci, de acum 10 zile, noi în Parlamentul European luam în calcul așa ceva. Vă dați seama că guvernele statelor membre care sunt deja implicate în conflict știau de mult mai mult, cu mult mai mult timp înainte și erau pregătite pentru intervenție. Nu este ceva făcut pe picior. Dar sunt sceptic când aud declarații că vor fi câteva zile, maxim o săptămână. Au mai fost declarații de acest gen când au intervenit în lumea arabă și s-au trezit cu probleme foarte mari. Nu zic de Afganistan unde războiul continuă, dar și când a fost războiul din Golf, acel blitzkrieg. N-a fost deloc un blitzkrieg, apoi în Irak tot anunțau că săptămâna viitoare... Acum situația mea proastă acum decât era înainte. Deci ne putem aștepta la un război de lungă durată.